ajungi la finalul a ceea ce a fost probabil una dintre cele mai haotice și mai turbate luni din anul ăsta, una dintre cele mai dificile, și la finalul lui Make Up Mayhem, de asemenea, și închei cum am început, cu favoritele. Pentru că mi se pare interesant să ne închei cum am început. Mie îmi plac metaforele de genul ăsta, prin urmare am zis să închei tot cu favoritele lunii mai, care v-am zis, a fost dură. Dacă ați fost pe Instagram cel puțin, știți. Așa, bine că s-a dus, începe vara, începem un nou capitol, cum o fi, Dumnezeu cu mila, nici nu ne mai punem speranțe, important este că am supraviețuit de luna mai. Și o să încep favoritele cu perechea de cercei pe care am purtat-o absolut toată luna și m-ați întrebat câteva dintre voi despre această pereche de cercei, despre acești cercei pe care îi port. Și nu pot să vă ajut, din păcate, pentru că sunt, dacă vreți, puțin vintage. Și ca formă și ca stil, așa, sunt puțin vintage și sunt niște cercei pe care i-am de la mama. Sunt niște cercei din aur, singura pereche, cred, pe care o am din aur. Și am purtat foarte mult, adică numai pe ăștia am purtat luna asta, pentru că n-am vrut să mai bat capul, că v-am zis să-mi revine alergia la metale. Și n-am vrut să mai bat capul cu alte metale, cu alți cercei și mi-au fost tot timpul la îndemână, îi dădeam sărajos și dimineața îi găseam tot pe noptieră și îi puneam și cumva mi-a fost la îndemână și de asta i-am purtat, dar îmi și plac foarte mult pentru că cumva pentru mine cerceii ăștia simbolizează cam singura și unica doză de feminitate pe care am văzut-o eu la mama, cu toate că mama nu i-a purtat niciodată. Sunt niște cercei pe care i-a făcut ea la comandă, mă rog, mai de mult, să tot aibă, dacă eu am 30 de ani, cercei ăștia au cel puțin 40, dacă nu 50 de ani. Știți, hai 50 nu, dar 40 sigur au. Prin urmare, sunt niște cercei destul de vechiuți și la care țin foarte tare. Nu că sunt valoroși în sine, că nu sunt cine știe, n-au cine știe ce valoare, piatra asta este o sticlă banală, bănuiesc. Dar v-am zis, asta este așa și m-ați întrebat de ei și eu am vrut să vă zic că să știți de că nu. Dar sunt niște cercei de asemenea foarte eleganți și foarte discreți. Dar sunt în forma asta de lacrimă, care mi-e place foarte tare. Sunt mai lunguți, sunt niște cercei pe care muream de oftică că nu puteam să-i port în clasa 7-a. Și drept dovadă că muream de oftică, mi-am făcut singură gaură în urechea stângă, că nu mai aveam gaură în urechea stângă, mă rog, în urma unei operații, v-am mai povestit eu. Și de oftică că nu puteam să-i port, mi-am făcut gaură singură în urechea stângă ca să pot să port cercei ăștia, deși n-aveam voie să-i port la școală că erau prea lungi. Dar de atunci i-am tot purtat, am tot insistat și i-am tot purtat. Era să-l pierd pe unul odată că l-am aspirat cu aspiratorul, nu l-am văzut, mi-a căzut pe jos și l-am aspirat. Astea sunt pericolele când nu vezi. Dar în rest, da. Și m-ați mai întrebat de ceas. Ceasul este de la Meli Melo, este un ceas banal de oțel. L-am luat de la Meli Melo că mi-a plăcut foarte tare că e mic. Știți, eu nu pot cu cataroaiele alea atâta, nu pot cu pietrele alea de moară. Nu, pe mine mă disperă când văd ceasurile alea, așa cât jumate de antebraț nu pot cu ele. Prin urmare, caut tot timpul ceva foarte micuț, foarte finuț, foarte așa, care să fie și practic. Și ăsta fiind din oțel, nu se oxidează, e numai bun, că mai fac diverse pe aici, prin curte, bag mâna prin apă și e numai ok. Iar lățișorul, știți, este de la Splendor. Bun, și dacă am început pe partea de accesorii, hai să continuăm totul așa și o piesă vestimentară, dacă vreți, care a intrat în favorite fără să-mi intenționez și pe care am purtat-o excesiv de mult de când am luat-o, atât de mult încât deja îmi vine să o arunc ca să nu mai port, că prea am purtat-o, prea tot timpul port pe asta, glumesc, nu o să o arunc. Este această geacă, în cazul în care n-ați văzut haul-ul de fashion, este această geacă de blug, care este extrem de practică, pentru că dimineața este rece, nu știu ce primăvară a fost asta și nu știu ce vară o să fie, dar dimineața este rece și pe parcursul zilei te scurgi. Da, și dimineața fiind rece am pus-o așa pe mine, am făcut mai multe outfit-uri cu ea, le-ați văzut pe Instagram și întind mâna foarte des către ea când trebuie să plec dimineața sau dacă vreau să fac un outfit. S-a dovedit a fi mult mai practică decât îmi imaginam eu că o să fie o geacă din jeans
atunci, mai ales că știți că eu nu prea cu jeansul mai slăbuț așa, dar s-a dovedit a fi mult mai practică și mult mai utilă și mult mai populară în garderoba mea decât mi-am imaginat. Așa că e bine, este o geacă din aceea de vine până în talie, deci accentuează fusta dacă ai sau pantalonii și cu siguranță o suport foarte, foarte, foarte mult. Este de la Mojito, dar bănuiesc că o mai găsiți și în altă parte, găsești nu ceva similar și la H&M și la alte magazine și mi se pare o investiție super bună, deși cred că am luat-o redus. Și că vorbeam de fashion și accesorii, odată cu încălzirea vremii s-au întors și pălăriile. Asta este o pălărie, zice ea, din paie, dar nu e din paie, e dintr-un material, dintr-o rafie mai degrabă, dacă vreți. Și îmi plac foarte tare pălăriile, mi se par foarte sofisticate, v-am zis că în general mie îmi plac foarte tare pălăriile, dar mai ales acum vara, astea mi se par atât de chic și mi se par atât de frumoase, mai port și șepci câteodată când sunt super sport, așa, dar în general și pe aici prin curte port pălării și mi se par foarte, foarte faine și îți dau așa o alură cumva mai specială când faci ceva banal, ca să zic așa. Asta este de la H&M, pe asta parcă am luat-o anul trecut de la H&M și mi-a plăcut foarte mult pentru că are așa o tentă cumva de rivieră franceză, nu știu, pe mine cu ăla asta mă duce cu gândul, cu bordura asta, cu marginea asta neagră. Bineînțeles, aș putea să-i schimb panglica, aș putea să o fac mai colorată, dar mie îmi place foarte tare, cum se vede. Și m-am zis că eu nu-mi pun pălăriele aici spatele capului, eu mi le pun normal cum se poartă o pălărie și îmi place cum drapează, că are un drapaj frumos pălăria asta în față, vedeți? Pe lângă faptul că este și practic, că nu-ți intră soarele în ochi, arată și bine, are așa o alură sofisticată. Dacă mi-ați mai văzut pozele, știți la ce mă refer. Și soarele, că tot vorbeam de el, se joacă iarăși cu nervii mei. Produs pe care vi l-am mai arătat și despre care v-am mai vorbit și nu o să insist foarte tare pe el pentru că am mai discutat, este această cremă de curățare de la Garnier. Este o cremă cu din asta, cărbune, cu cărbune activ, are și acid salicilic și este foarte bun, dar mai ales dacă aveți tenul gras. Eu n-am tenul gras, am tenul uscat, dar îmi ies coșul din prostie și v-am zis că nu pot să folosesc acid salicilic în mod normal pentru că usucă tenul și mai tare și prin urmare recurg la acest truc și anume folosesc această cremă de curățare care are suficient acid salicilic încât să nu-mi usuce tenul foarte tare, dar încât să îmi țină pielea curățică. Este foarte bună, atâta doar vreau să menționez că dacă sunteți machiate, este bine să vă demachiați înainte, în special de mascara, că nu curăță atât de bine machiajul, da? Deci nu este genul ăla de gel de curățare care face spumă și în cazul în care ai machiaj pe față și nu te-ai demachiat, o să-l spele, da? Trebuie înainte de toate să îți dai bine jos machiajul și abia după aceea să te speli cu ea și e tot ok. În rest, poate fi folosită și ca mască, ocazional o mai folosesc și ca mască, avea niște mici microparticule așa, mie mi se par mici, altora care au tenul sensibil s-ar putea să li se pară mari, mie mi se par suficient de ok cât să-mi exfolieze tenul, dar nu foarte tare. Apoi, țineți-vă că avem SPF. Nu știu de câte ori m-ați auzit pe mine vorbind de SPF în favorite. Este genul acela de produs pe care eu unul cam urăsc, dar știu că trebuie folosit și atunci încerc să fac pace, încerc să negociez cu mine astfel încât să-l folosesc. Și luna asta m-am arătat într-un daily vlog că am fost în Auchan și am luat de la Garnier, apropo, tot de la Garnier, uite că s-au nimerit, am luat de la Garnier un SPF pentru față. Este un fluid, este ăsta, așa arată el, este un fluid, este un fel de emulsie, dacă vreți, și îmi place foarte tare. Până acum, din variantele de drugstore, cred că asta îmi place cel mai mult, pentru că nu-mi nos, pot să-mi aplic machiajul peste ea, nu-mi irită ochii, nu-mi curg ochii, pentru că de regulă de la SPF, vai ferească sfântul, din ce hal mi se irită ochii și cât pot să plâng, dacă nu jenlesc ca o magdalenă, știți cum, dar din fericire cu ăsta nu-mi curg ochii, acum dacă se transpir și se prelinge așa SPF-ul pe ochii mei, acolo e altă discuție, dar de principiu toate bune și frumoase, v-am zis, nu-mi face pielea slinoasă, se așează machiajul super bine și are și SPF 50, UVA, UVB cu spectru larg,
Da, este foarte bună până acum, din punctul meu de vedere, go ahead, puteți să o luați cu încredere, pentru că mi se pare că e foarte, foarte ok. Mai ales că te poți machia peste. Că marea mea problemă cu cremele astea de protecție solară, asta este că sunt, unele sunt atât de slinoase, de grase, de viscoase, că nu ți se mai înșează machiajul cum trebuie pe față. Dar asta are acid hialuronic și ce mai are? Nu mai are nimic, atât, dar acid hialuronic, dar e foarte, foarte ok. Tot în ideea asta, mai am un SPF ăsta, de care mi-a spus și voi, care tehnic vorbind, ci că ar putea fi folosit și peste machiaj, adică să te dai peste machiaj ca să-ți reîmprospătezi SPF-ul, ca să crești protecția. Știți că SPF-ul trebuie reaplicat. Eu v-am mai spus că pentru mine, cu reaplicatul peste machiaj, mai greuț, dar comparativ cu SPF-ul de la Gerovital, de care am vorbit în clipul ăla cu nefavorite, ăsta este divin, adică ăsta nu este atât de slinos, este și el un pic gras, de-aia nu-l aplic eu peste machiaj, pentru că am senzația că o să-mi topească machiajul, dar pe aplicat pe piele, pe corp sau pe față, când nu sunt machiată, este foarte, foarte ok. Plus, la fel, SPF 50, după ce v-am povestit că m-am ars odată, m-am ars pe aici, pe umeri, pe spate, unde mă ard, eu am eu o zonă unde întotdeauna mă ard fără excepție, măcar o dată pe an, după ce m-am ars, după ce m-am prăjit, am început să suflu și în iaurt și l-aplic în mai multe straturi. Evident, seara trebuie să te duci să te speli foarte bine. Apropo de ten și de față, mai ales în condițiile în care folosiți zilnic SPF și dacă reaplicați pe parcursul zilei, chiar dacă nu vă machiați, seara este bine să folosiți un demachiant pe bază de ulei care să topească acel SPF. Nu ajunge doar gelul de curățare, vor rămâne multe reziduri de la SPF și e posibil să vă treziți cu iritații sau cu coșuri de la el, da? Și să nu știți de la ce. Și de-aia zic, e bine să folosiți înainte de a vă spăla pe față, să folosiți un demachiant pe bază de ulei, că ăla dizolvă foarte, foarte bine SPF-ul, da? O chestie pe care o știu de la make-up artiști și chiar e foarte bine de reținut. Apoi, un alt produs pe care eu îl iubesc de nu se poate și o anumită ființă invidioasă, care moare de invidie, leșină de invidie, pe nume pe bălți, dar nu o băgăm în seamă că nu vorbim cu invidioși, și îl urăște. Eu iubesc din suflet acest ulei și acum că a venit primăvara, vara și că stau în pantaloni scurți sau în rochii scurte sau stau prin curte, îl folosesc în prostie în fiecare zi. Este acest ulei de monoi de la Yves Rocher, este cu particule sclipicioase. Dacă nu vă place uleiul cu sclipici, să știți că au și varianta fără sclipici, doar mirosul. Mie îmi place foarte tare mirosul, mi se pare foarte tropical. Are un miros așa deosebit, plăcut, ușor de miere, amestecat cu ceva vanilie, nu știu. Este un miros, cum v-am zis, tropical, dar foarte, foarte plăcut. Invidioasa aia de care vă ziceam, zice că miroase altceva, să stai acolo liniștită că îl folosesc eu, da? Și îți lasă pielea hidratată, că îți hidratează pielea așa și îți lasă și particulele alea strălucitoare pe piele și nu sunt grunjoase, adică când te dai cu el nu-ți râcâie pielea, nu te zgârie, nu te irită sclipiciola și nici nu îl simți pe piele după ce ai aplicat uleiul. Au fost câteva fete când l-am postat pe Instagram care m-au întrebat dacă este uleios. N-am înțeles întrebarea, că e ulei, adică cum te aștept să fie. Dacă vreți un termen de comparație, SPF-ul de la Gerovital, iarăși revin la el, este mult mai slinos decât ăsta. Adică e uleios, dar nu are senzația aia slinoasă, știți? Cumva după 2-3 ore de la aplicare, mai degrabă pielea are o senzație pudrată, așa, ca să zic. Acum, dacă vă știți că transpirați foarte tare, că aveți sensibilități la asta, na, nu știu ce să zic. Bănuiesc că nu m-am uitat pe ingrediente, n-am avut curajul pentru că îl iubesc și am zis să-l cruț de așa ceva, dar bănuiesc că este foarte, foarte îmbâxit de parfum, dar pentru el trecem peste și v-am zis, nu ne uităm la ingrediente. Dacă vă știți sensibile cu așa ceva, stați deoparte, dar există și varianta fără sclipici dacă vă deranjează sclipiciul, dar mirosul mie îmi place la nebunie și invidioșii să rămână la colț. Mai am o chestiune de skincare, dar o să povestim despre ea la final. Dar hai să trecem la make-up și bănuiesc că vă așteptați. Dacă ați văzut clipul cu haul-ul,
polul pe care l-am cumpărat, cu produsele de make-up pe care le-am cumpărat și clipul în care am testat acele produse, sunt două clipuri separate, vi le las în descriere în cazul în care nu le-ați văzut. Dacă ați văzut clipurile alea sau măcar pe ultimul, deja vă știți la ce urmează să spun, da? În primul rând, acest creion de la Maybelline este în nuanța, fiți atenți, am reținut nuanța din prima, 85, Change is Good, este din Super Stay Ink Crayon de la Maybelline, aia este nuanța, este ce mi-a mai rămas mie pe buze, că mai am, dar nu mult. Am mâncat ceva și am uitat să reaplic înainte să filmez, dar încă se vede și de-aia îmi place că se duce frumos, că îți rămâne un stain frumos, că arată bine, că are o textură de mus, așa. Efectiv, în momentul în care îl dai pe buză, ai senzația nu că te dai cu ruj sau cu ceva cerat, ci că trece așa o spumă foarte delicată peste buzele tale. Asta e senzația pe care mi-o lasă și numai pentru senzația asta am vine să-l port în fiecare zi. Trebuie să-mi iau și niște nuanțe mai nude, mai deschise, neapărat, pentru că este minunat acest creion, deci e divin. Apoi, bronzerul de la Catrice, din colecția cu Disney, Marie, foarte, foarte bun, v-am zis din prima, de când l-am testat, este foarte, foarte bun și dacă îl mai găsesc pe undeva, să sperăm, dacă mai este pe undeva, vi-l linkuiesc în descriere, să sperăm că mai este. La fel, în egală măsură și paleta, la care am tot promis swatch-ul și n-am apucat să fac și nici acum nu mai am timp să stau să fac și swatch-ul, îmi pare rău, dar o vedeți, este foarte bună, de când am desfăcut-o, o folosesc numai pe asta și culorile sunt foarte pigmentate, rezistă foarte bine. Ce nu este din paleta asta este highlighterul ăsta de pe pleoapa mea. În rest, culorile din pliu, totul este de aici, din paletă și mi se pare o selecție de nuanțe foarte, foarte frumoase. Arată foarte bine, sunt foarte drăgălașe, sunt foarte pe stilul meu, dacă vreți. Sunt genul de produs, de farduri pe care le-aș purta și pot să fac și un machiaj mai intens. Sunt pigmentate și se blenduiesc foarte bine, adică atât cât am încercat, chiar n-am apucat să încerc toate fardurile din paleta asta, dar atâta cât am reușit să încerc, sunt pigmentate și arată foarte bine. Poate fac un reels cu toate swatch-urile pentru Instagram, spuneți-mi dacă vi se pare ok așa, pentru că efectiv în 3 clipuri n-am apucat să fac swatch-uri pentru această paletă și vreau să vedeți cât sunt de frumoase nuanțele. Ultimul produs, la fel v-am zis într-un daily vlog că este foarte bun și este o investiție foarte bună și mă bucur că am făcut-o, este acest aparat cu frecvență înaltă. Eu v-am zis că l-am luat de pe esteto.ro și este un aparat care practic are niște electrozi aici care sunt umpluți cu un gaz. Cred că gazul e de neon în asta, că se fac cel portocaliu și în momentul în care gazul ăla împreună cu curentul și cu oxigenul din aer emit niște radicali liberi care pur și simplu îți prăjesc, ca să nu fiu foarte rea, bacteriile care formează acneea. Deci asta e principalul lui scop, după aceea îmbunătățește circulația la nivelul tenului sau mă rog unde folosești. Zice că minimizează porii, asta încă n-am apucat să văd. În ultimele 4 zile nu l-am mai folosit, dar exceptând zilele astea și încă 2, l-am folosit în continuu de când l-am luat și îmi place foarte tare. Pe partea de acne, pe partea de coșuri, își face treaba super bine, le arde, de fapt le usucă, nu le arde, le usucă foarte repede, mai ales dacă sunt coșuri din alea sau chesturi din acelea dureroase care se formează de la bacterii. Poate că îți ia o zi, două, să folosești ăsta, dar le distruge. Deci le distruge și se retrag chesturile alea și nu te mai doare atât de tare și este super, super bun. Poate vă vorbesc într-un alt clip mai în detaliu. Un alt accesoriu care îmi place foarte tare este acesta. Asta sub formă de piaptă. Mi se pare că e super bun pentru că e super relaxant, v-am zis, ajută la stimularea circulației și eu, dacă ar fi să știu ce știu acum, l-aș cumpăra numai pentru masajul pe care mi-l face pe scalp. Este atât de relaxant și atât de plăcut. În seara asta îmi fac masaj, gata, nu mai termin cu lene. Aseară mi-a fost mult prea lene și în ultimele zile la fel.
eram obosită și n-am apucat, dar în seara asta termin cu lenea și îl folosesc pentru că numai masajul pe care ți-l face pe scalp, credeți-mă că merită cei 180 de lei sau nu știu ce, cam atât am dat pe el, deci 180 de lei, 200 cam așa e. Nu e super scump, dar își merită fiecare leuț numai pentru cât este de relaxant masajul ăla pe scalp. Acum că va, că îmi ajută părul, habar n-am, nici nu mă interesează dacă vreți să știți, dar pe lângă asta, bonus, scap și de coșuri, mai am câteva pe aici, mi-au ieșit în ultimele zile că nu l-am folosit, dar mi-am curățat, efectiv mi-am curățat că aveam acne, deja era acne aici pe umeri. Ieșiseră foarte, foarte multe coșuri și începuseră să devină din ce în ce mai mari și am curățat-o în aproximativ o săptămână și ceva, am curățat-o că mi-a uscat. Ce vreau să rețineți? Până fac eu un clip să vă vorbesc despre el mai în detaliu, ce vreau să rețineți este că dacă coșul respectiv este roșu, s-a înroșit, nu știu, are o tentă roșie, o să rămână pata aia ca atunci când stoarceți coșul, da? Deci nu oprește din a se forma acea pată. Asta am observat de la el și e bine de reținut ca să știți cum urmați după aceea tratamentul. De evitat aparatul ăsta în cazul în care aveți tenul cu tendință de cuperoză sau aveți cuperoză și de asemenea dacă aveți tenul super sensibil și știți că vă roșii super repede de la orice, stați la distanță pentru că poate să vă irite tenul. Dar în rest eu mă împac super bine cu el, n-am un ten sensibil și v-am zis mă împac super bine cu el și mă bucur atât de tare că l-am luat, deci îmi place la nebunie. Și mai am un documentar pe care vreau să vi-l aduc în atenție și este un documentar relativ interesanțel. Mai degrabă subiectul general mi se pare mai interesant, care merită discutat decât subiectul în sine al clipului, al documentarului. N-a fost așa un pic spre mediocru subiectul, adică, sau mai degrabă nu subiectul, ci felul în care a fost tratat subiectul în documentar a fost cumva mediocru, adică e vorba despre un proces și rămâne tot așa în coada de pește, știți, adică nu rămâi cu ceva de pe urma acestui caz, ca să spun așa, dar ridică un semn de întrebare foarte important. Documentarul se numește Thought Crime, The Story of the Cannibal Cop, adică crima în gândire, povestea unui polițist canibal. Ce mi s-a părut mie interesant la acest documentar a fost tocmai ideea asta de Thought Crime, adică crima în gândire, pentru că începe odată cu evoluția tehnologiei și cu noua modernitate în care suntem să se pună problema din ce în ce mai tare a crimei în gândire, când anumite gânduri pe care le ai sunt deja pot fi trase la răspundere. Vă las pe voi să descoperiți mai multe, să vedeți mai multe, dar seamănă foarte tare și titlul este inspirat din George Orwell, chiar se aduce vorba despre George Orwell și 1984, pentru cine a citit 1984, dacă nu chiar vă recomand să citiți cartea aia, că este minunată. Și da, se pun niște întrebări acolo la care documentarul nu răspunde, adică nu aduce din punctul meu de vedere, n-a adus o soluție, o rezolvare sau măcar o să vină cu o idee, dar sunt niște lucruri care se pun în discuție acolo, care poate, pe termen lung, ar fi bine să fie discutate și analizate și luate în considerare și nu știu, pe mine una m-a pus pe gânduri și de-aia am vrut să vi-l aduc în atenție, poate vă ajută și pe voi, poate vă, nu știu, vă luminează, poate, nu știu, vi se pare interesant. Cam asta a fost. Eu vă mulțumesc din suflet, în primul rând, că ați fost lângă mine pe tot parcursul lunii mai, așa cum a fost ea și aici și pe Instagram și ați fost într-una lângă mine și mi-ați trimis mesaje frumoase și mai ales vă mulțumesc că v-ați uitat la clipurile mele. Din iunie, adică de săptămâna asta, revenim la programul nostru clasic, adică joi și duminică de la ora 10. Mă gândesc în funcție de ce timp și dispoziție o să am, să mai inserez pe aici pe acolo câte un clip bonus, thumbs up dacă v-ar plăcea ideea asta. Așa și vă mai mulțumesc că sunteți familia mea, că sunteți My Nico Family și că sunteți mereu lângă mine și că aveți
idei bune, că sunteți un suport pentru mine și în luna asta v-am simțit aproape, să știți, chiar v-am simțit aproape, fără să vreau să fiu foarte mușii-mușii, v-am simțit aproape luna asta și vă mulțumesc din suflet pentru asta, vă mulțumesc că v-ați uitat încă o dată, veniți pe Instagram dacă nu sunteți și acolo, pentru că mai discut și acolo și cumva suntem mai la un nivel mai personal și mai apropiat, mi-e mult mai ușor să iau telefonul și să înregistrez un story și să vă spun ceva decât să pun camera, să editez, să punem totul, să fac totul să arate foarte proper, ca să spunem așa. Deci e bine să fiți și acolo. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă vă plac clipurile cu favorite. Evident că sunteți invitate să spuneți și voi care sunt favoritele voastre din luna asta sau din primăvara asta sau cum considerați, dacă aveți alte sugestii. Și ne vedem joi cu un clip nou. Vă pup! Ciao!